Vorbim despre Sâmbăta de Sus, acolo unde timpul pare că s-a oprit în loc, iar liniștea este desprinsă dintr-o altă lume. Oamenii vin acolo nu doar pentru relaxare, ci și pentru turismul religios. La poalele Făgărașului găsești un loc de liniște și pace pentru suflet. Mănăsirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus a fost de-a lungul timpului o punte de legătură pentru credincioșii de o parte și de alta a Carpaților. Titoria poartă numele Marelui Voievod Martil al creștinătății și a fost ridicată acum mai bine de 300 de ani. Acolo a fost tareț timp de patru ani părintele Arsenie Boca, considerat de mulți dintre credincioși și creștinii ortodoxi Sfântul Ardealului. La sâmbăta de sus, în Biserica Vechea Mănăstirii, există unul dintre foarte puține portrete ale regelui Mihai I al României într-un lăcaș de cult. La locul în care apa nu schimbă proprietățile, la fel ca aghiasma, vin oameni din toate corțurile lumii. Nu este prea mare înghesuială pentru că că oamenii nu știu de izvorul protejat de Arsenie Boca, dar sunt români care vin cu porbagajul plin cu sticle de 5 litri pentru a lua minunea acasă. Alții care nu vin pregătiți cu sticle preferă să se spele cu apă pe față și să spună o rugăciune sau să-și facă o fotografie. Așa că, dacă nu ați decis unde să mergeți în concediu, căutați o pensiune în sâmbăta de sus. Nu veți regreta și veți pleca de acolo cu sufletul împăcat și cu mai puține griji. Vizitatorii se înghesuie la sâmbăta de sus pentru a avea parte de relaxare, dar și pentru harul locului deoarece există o putere divină simțită de toți creștinii. Aici, turismul religios este mai puternic decât în alte zone ale țării. La poalele Făgărașului te vei simți liniștit. Vei avea o energie strâns legată de sufletul tău împăciuitoare. Astfel vei găsi pacea sufletească după care toți stânjim. Tot aici vei vizita Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, care a reprezentat de-a lungul timpului o punte de legătură pentru credincioși de-o parte și de alta a carpaților. Relatează redacția.ro